ultima urcare, ultimul hop. Aia de aici, doar coborâre. Ai să-mi spui apa și tu? Pentru a doua oară. Ei, hai, hai, hai. Când se termină excursia de 20 de zile și ești bucuros. Iar ziua, fapt dimineața, astăzi e ușoară și astăzi trecem ghețarul Gunzumba. Ăsta este cel mai mare ghețar. Mâine o să ne urcăm pe Gochi Ori pe la 5300, iar poi mâine trecem Țecătoara pe acolo și ăla va fi ultimul nostru hop. Gheața scoate un sunet ciudat, parcă ar fi din Star Wars. Semăna cu sunetele alea prin care patinatorii merg pe râuri sau pe lacuri înghețate și se aud așa, tot așa din Star Wars, sunete. Cum s-a adunat la mal așa nisipul. Georgiane, am văzut puțină apă, puțin nisip, gata, e cu gândul la mare. Uite, Georgi, soare, plajă cu pietrici cum îți place, apă cristalină albastră. Doar că e rece ca gheață. Acum e un singur minus, în rest e ceea ce-ți doreai. Ne-am întâlnit cu niște polonezi care ne-au întrebat cum a fost ultima trecătoare. I-am convins să ne cumpere crampoanele de gheață. Adevărul că chiar sunt bune, le-am dat și un discount. Toate că puteam să facem business cu ei, că la înălțimea asta a fost să le vinzi la preț dublu. Așa că a fost win-win. Ne-am cam plictisit de ghețar. Nu știu ce. Și ce la unui ghețar, parcă e mai obositoare decât o trecătoare, nu știu. Urci, cobori, trebuie să ai grijă de cum de piețe, cum calci. Prefer trecătoarea decât ghețarul. Hai la Lechvi, știi că ai obosit? Hai, uite ce priveliște frumoasă avem. Ce să zic, că două ore de alea super intense, că ne-am făcut două ore plimbare. Ce ați văzut adineori era Gokyo, primul lac, și de aici ne ducem, ăsta al doilea. Al treilea. Și pentru că au avut lipsă de inspirație, de nume, cred că l-a zis așa, 2, 3, 4, 5. Ghețarul ăsta era cel puțin până la limita de sus, de aici. De aici? Da, cum să nu? Că el a făcut lacurile și el a făcut valea asta. Gozumba. E cum în Gozumba. În Gozumba. În Gozumba. În Gozumba. Gozumba. De pe Călăște perspectiva. Everest, Loțe și ăștia par atât de înalți pe lângă Everest. Everest? Am mai văzut ăsta, ce da. Mers pe-n frig, pe-n vânt să văd Everest. Da. Un căcat, ia zi. Lacul nu e cine știe ce. E mititele în partea aia. Diverse foarte faină de aici. Ghețarul care trosnește. Hai, Mircea, sparge gheața. Gata? Te-ai jucat destul? Ne bate vântul din față. Ne întoarcem de la 5 la lac și înghețăm puțin. Dar ne așteptăm. Facem un duș cald acum. Cred că avem voie cu un duș cald pe săptămână. Fără șervețele umede. Abia aștept. Uite ce face o oră diferență. Cum e? După duș? Fericire! După o săptămână o să te speli! E super!
Nu știu, pâine cu cartofi, dar aici e superbă. Ciapate cu cartofi picanți. Asta cu cărie, iar super bună. Iar Georgina și-a luat tradiționalul dalbat. Arată de dată. Ce mișto la dalbat este că poți să faci refil cât vrei tu. Aici și dacă ai vrea să dăm pădărzi, nu ai putea. Toate cabanele sunt preții subțiri sau de tot. Astea sunt geapuri adevărate. Adică n-au ghețat rău. Da. Cum îți dai seama dacă o cazare e bună sau rea? Dacă îți îngheață apa sau nu. Azi urcăm de la 4700 până pe la vreo 5300. Ne ducem pe vârful Gokyo. La 4790 la 5350. Foarte mare diferența, mulțumesc de completare. Urcăm pe vârful Gokyo pentru a vedea o priveștie foarte bună către Everest. Ieri îmi trecuse gâtul, așa că mi-am privit luxul să-mi dau buful jos. Iar astăzi mă doare iarăși gâtul, mă ustură. Am pus buful la loc. E obositor pentru că din cauza aburului se umezește. E enervant că la un moment dat vrei și tu să iei un aer mai rece și nu poți. Gotta be the best day on the trip. La cu 1, la cu 2 și la cu 3. Altă zi de relaxare, dar nu prea pare. Nu, că nu pot să-mi țin respirația aici. Nu, nu e vreun campionat de șah. Se joacă la masa asta, la masa aia asta. Aici lumea e pasionată de șah, se pare. Mi se pare că am început să ne obișnim. Ne trezim de vreme, suntem punctuali, ne facem bagajul repede. Azi avem ultimul hop, rangeul la pas. Și după aceea gata. După aceea de aici doar coborâri. Urcăm până la 5.000, cât? 5.300. Și coborâm 4.200. Da, gata, s-a dus greu. Iar aici am avut cazare chiar mișto. Adică pe lângă faptul că avem mega priveliște, am avut la prăjituri. Prăjite cu mere, negres, cinnamon roll. Am mâncat la prăjituri de ne-am spart. Gata. S-a dus și cu Gokyo, foarte faină zona asta. Acum pe dimineață nu se observă la fel de mult culoarea lacului. Evident că era prea frumos să fie adevărat. Am crezut că țegătoarea e doar atât partea asta de aici, dar trebuie să fie până la muntele la negru. Am văzut multe grupuri de francezi, germani, nemți, iar din astea am văzut mulți sudcoreeni. Preponderent sunt mulți la vârste înaintate, gen chiar și 65 de ani. Chiar mă bucură, foarte tare. Eu sper ca acasă doar să ne fi speriat ca să-ți avem zaseu de 11 ore. Până acum, de fiecare dată, am fost cam cu 30% mai rapid, ce ne face puțin mai rapid decât majoritatea. Mă rog, a zice că suntem puțin peste medie. Nu facem pauză. Nu facem pauză pentru că ne sincronizăm respirația cu pașii, astfel încât la fiecare pas ori inspirăm, ori expirăm, sau când este destul de înclinat, facem o inspirație și o expirație per pas. Așa că avem un ritm constant, fără pauză, și ne face puțin mai rapizi. Genul ăsta de filmări chiar o enervează pe Georgiana, pentru că o scot puțin din transă, pentru că la un moment dat efectiv nu ești atent decât la pași, la respirație, și e ca un fel de meditație. Însă se simte puțin oboseala psihică, nu neapărat cea fizică. Dacă ar fi după fizic, cred că acum corpul e cel mai reglat. Acasă? How much more till there? 1.5. Ok? Pretty good.
Iubi, cum te face să te simți că asta e ultima urcare? Bine și rău, nu s-o așa. Nu mai am răbdare, vreau să te vedem. Și eu la fel. Vreau să te vedem. Adică, nu ne înțelegeți greșit. Frumos, da. Prea mult. Nu trebuia să ne luăm 20 de zile. Cred că 2 săptămâni cred că era ok. Niște hamster de oraș care se mai duc pe la munte sau pe la mare cu cortul. Maxim 3 zile și să-i pui într-un mediu nepropice vieților timp de 3 săptămâni aproape. A dus puțin la epuizare. Ce-i drept? Ce ți-am făcut? Nu ți-am spus? Da, eu sunt preparatorul de bețe. Ce-i drept și ieri la Gochiorii a fost unul dintre cele mai frumoase peisaje pe care din toată excursia și chiar am simțit și m-am ofticat că nu m-am putut bucura pe deplin de priveliște. Avem o epuizare psihică, asta e, o epuizare mentală. Și la un moment dat vezi munți. Am văzut, gata. Am văzut toți munții din afară. Până și eu acum simt nevoia de o plajă să le nevez la căldură. Deci cam... Iubi, deci cam așa am ajuns și eu. Puțin cam obosit. Ultima urcare, ultimii pași. Mergem la pas 5160, ultimul hop. Aia de aici, doar coborări. Când este una 15 sau 16 zi, cel mai țin zi, cel mai țin zi, cel mai țin zi, cel mai țin zi. Am obosit. Am venit de acolo. Acum e ultima dată când vedem Everestul. Uite că n-are nori. Și să vedem în splendoarea lui. Mhm. Și-l vedem chiar frumos cu lacul Gochio, lacul numărul 3. Are Everest a plăcut cel mai mult. Ăsta și cel de pe Gochiorii. Mi-a plăcut ăla de la lacul 5. Ăla îl vedeai baban întreg. De la bază până la vârf. Bă, mai... Trebuie și cu lateralitatea. Cât de mult am împins. Adică mai avem încă 4 ore de cobor, da. Ați zis ieri 11 ore, nu? Ați zis 11 ore, mamă, deci eram... Mamă, să vezi, 3 ore am urcat, o oră pauză. Și pe care 7 ore de coborât, adică frate, deja... Dimineața asta m-am dat cu fastul în gel de asta pe genunchi, că ieri m-au omorât genunchii după coborâre. Astăzi eram, deja aveam căcatul aproape. Mă rog, la genunchi, da. Avea căcat la genunchi, da. Ne spălăm gustul amar cu ciocolată caldă, că e ultima dată când te vedem Everest. Ia pe coborârea. Hai! Gata, a supraviețuit. Nu mă opra pe mine asta. Uite, alac. Facem stânga. Avem 1,100 km de cobor ca altitudine și vertica distanță 8. Două dintre secători la coborâre au fost scări. Ceea ce mi se pare impresionant. Mai erau și rulante. Teoretic am scăpat întregi cu genunchii de la coborâre abruptă. Acum avem coborâri line și medii. Gata, coborâm, ne încălzim. De stratul jos, în curând o să mergem în tricou. Da, n-am mai mers de mult în tricou. Ce mult îmi plac rucsacii ăștia. Cum se pune așa, țac. Imediat îți scoți lucrurile, ți le baci. E o investiție super bună pentru că îi putem folosi atât pentru trekking cât și pentru travel. Iar înăuntru aici avem și o husă de comprese a hainelor. Și ne-am mai luat și niște cuburi de împachetat. Și ne punem aici, nu știu, pantaloni, am încă un cub de mai multe dreptunghi de tricouri, încă un cub de kilos și șosete și atunci când ajung undeva, mi-am scos 3 cuburi și pe aceea gata, am acces la orice și îmi ține și rucsacul ordonat. Am și plasă pe spate, astfel că transpir mai puțin, că sunt mai respirabili. E drăguț pe aici. E lin și drept. E
E drăguț, da, din punct de vedere al efortului, da. Nu al peisajului. Urât nu poți să zici că e. Nu, da. Sunt la 4700, mai avem încă 700 de metri de coborât. Avem față Longden și în spate, unde se să ajungem noi, Marlu. Încă vreo 3 ore, poate. Ne-am plictisit. Mai avem 20 de minute, dar parcă ai așa o leha în noi. Eu nu e greu, dar pur și simplu nu mai e... Trac, așa să mai merg, nu știu. Și că hotelul spre care ne îndreptam e închis. Așa că avem două posibilități, ori ne întoarcem în satul precedent, ori îi mai dăm în continuare 2 ore până în Tameca. E ora 2. Ideea e că dacă am făcut ora 4 o să fie o idee mai frumoasă, nu atât, când bate soarele. Și ajungem în Tameca, teoretic ajungem mai, cu o zi mai repede când ne-am propus. Ce facem? Ne-am hotărât, mai facem încă 2 ore și teoretic ajungem o zi mai devreme decât ne-am propus. Ne-am putem să mutăm tot programul mai devreme cu o zi, gen să luăm programul mai devreme sau o lălăim așa ușor ușor. Fetelor, să nu mai fiți rele cu băieții, ca o burtică, pentru că uite, se întâmplă să ai hotelul închis, să mai trebuia să mergi încă 2 ore, fără prânz. E, și uite-te, eu am burtică de bere și mi-au resursele de acolo, dar George nici măcar a zis că tu nu mai vorbești ca să-și păstreze energie. Și am zis, bă, când arăta bine și a fi o chestie de supraviețuire, am zis, mai bine să treci. Așa că de-aia avem noi burtica de bere. E deja ora 3 când înge soarele, așa că nu să apucăm prea mult să înghețăm, ceea ce e super bine. Georgiana e pe ultra low energy. Nici nu mai vrea să intre la cameră, nici nu mai vrea să vorbească. Dar diferența dintre 5.000 și acum la 10.800 că suntem, este extrem de sesizabilă. Adică pot să urc și să vorbesc fără să gâfui cum o făceam în cealaltă videouri. Intrat într-o altă fază. Acum e atât de low energy că enervează faptul că eu am un zâmbet pe față. Eu sunt bucuros de faptul că am ajuns în Tame, pe ea o enervează atât de tare că îi știe să mă lovească. Violență domestică! Mergem în satul ăsta mai bine de 20 de minute. Eu că am crezut că gata, intrăm și ajungem în el, dar nu, frate, e destul de lung. Că nu era cazarea la început. Unde erau cazarea alea frumoase acolo? Am zis că nu întrebă cât mai. Și evident că e după deal. Iubii, vezi, dacă aveam cazarea la începutul satului, cum mai stăvileai tu pofta de a vedea această stupă? Enervează. Stupa? Am trecut în atâtea cazări. Cum, frate, la marginea satului? Urcăm? Da. După ce am traversat dealul, dacă nici aici nu stăm și mai stăm după un alt deal, îl bat eu cu mâna mea, crede-mă, Georgi. Am intrat în primul hotel aproape și sper să fie bine pentru că suntem singuri. Aici s-a născut apa șerpa. Aici s-a născut apa șerpa? Asta e casa unde s-a născut ea, dar probabil nu arăta așa când s-a născut ea. Au transformat-o în cazare. Și seara de mese e făcut așa, nu știu, parcă doar pentru el, așa, e dedicată lui tot felul de... certificat. De aprecieri, premii. Certificatele de la Guinness World Record, la cartea recordurilor. Ultima dată a urcat Everestul în 2011 pentru a 21-a oară. Deci omul ăsta a urcat Everestul de 21 de ori în 21 de ani. Deci practic chiar în fiecare an era așa, am urcat în vacanță pe Everest. Cum facem noi? În poza asta e el în 2011, când a urcat ultima oară. Ne-am mutat măsă aici ca să stăm lângă sobiță când ne înțease frigumoase. Și mâncarea aici e chiar super bună, mă bucur că am venit. Și am văzut pe localnici, lând chestia asta maro și băgându-și degetele.
Ce? Ca o muncă cu bluză pământ. Dar e bun ăsta. Ceva cu usturoi mult. Și domnul zicea că apa șerpa are acum 64 sau 65 de ani. He climbed because he was a guide for some for people, or he climbed because he wanted to break the record. Climbing guide. Mm-hmm. Și a urcat ultima oară acum 11 ani Everestul, adică la 53 sau 54. Se ține bine, moșu. Micul iac. Ce faci, mă? Mă. Vezi în fazadel? Bine, că s-a terminat. Obo? M-a rebucut așa un pic. Aha. Dar vreau la civilizație. De aștept. Dimineața asta am lăsat rucsacul la cazare ca să facem o mică plimbărică pe lângă Tame. Ne ducem la o mănăstire. Asta este Cani, poarta care prin care trebuie să treci ca să te duci la templu. Iar dacă treci prin Cani, cică îți purifică sufletul înainte să intri în mănăstire. Steagurile sunt importante pentru că doar prin prezența omului lângă ele sau în prezența aerului care a bătut sau vântului care a bătut în ele, poate să te ajute să te eliberezi de ciclul vieții, cum a venit. Atingi nirvana. Cumva, ca să nu mai mor în Varanasi, i-au zis, bă, face steagurile astea și gata, avem Varanasi peste tot. Sincer, îmi pare cam ușor, prea ușor. Doar să merg pe lângă niște steaguri și gata, sunt salvată. Înspre mănăstire avem tablițele astea pe care e scrisă o mantră. Iar această mantră, Om Mamni Padme Ham, care în traducere și glorie juvaierului din casa lotusului. E o mantră foarte puternică care te-ar scăpa de cele 6 emoții negative. 6 emoții negative sunt Stai să copiez de aici. Mândrie, gelozie, casă. Dorință, ignoranță, lăcomie și mânie. Mulțumesc că ți-a aducat totul. Surprinzător, călugării de aici au familie, sunt căsătoriți și își transmit învățămintea din tată în fiu. De obicei la primul născut va deveni moștenitor, va deveni și el călugăr. Mai e un călugăr, pusnic să-i zicem, care stă deasupra mănăstirii și stă undeva sus, nu am văzut casa, și ăsta coboară ca să-și dea învățămintele din când în când. Nici la mănăstirea asta nu avem voie să facem poze și să filmăm. Mănăstirea este închisă, masca e pentru ritualuri, iar aici avem o roată foarte mare pentru a-i aduce noroc. Iluminare. Dar în cercul exterior sunt reprezentate niște legături cauză-efect. De exemplu, uite, hai să le luăm pe primele două, asta de la ora 12. Omul care își modelează soarta ca o laru, în cercul ăsta mai micuț, imediat în afara cercului intern, e calea dreaptă și calea greșită. Calea dreaptă care, de fapt, calea stângă. Calea cea bună. Viitoare pietre de mantră. Nu mai grea. Ce vrei? Okay, ai vrut? Dă-și tu ochelarea de pe cap. Cum e? Mă, într-un fel e confortabil, într-un fel nu. Mi se pare că apasă mult. Ce râde de tine? Parcă-mi cade toată fața.
Hai că semem cu ei acum. Bă, adevărat că... Ia, gata. Watch out, you're stealing it. Nu e ușor. Nu e ușor, dar eu înțeleg de ce firmele astea americane pe care avem noi la Gheozdane sau la germane, cele mai cunoscute de la noi, au pus și ele stepul de gât și doar stepul de șold. Ar trebui și. Da. Bă, între fele confortabile, totuși sunt... Trebuie să ții riziclu, gata. Da, tu stai cu spatele drept, că dacă te-ai cocoșat, ăla ești. Păi, super multă presiune la gât. După ce am vizitat mănăstirea, după ce am stat unde s-a născut Apa Șerpa, acum am mers despre Namche Bazar și dăm de civilizați. Adică, după Lucra e cel mai mare sat, aș putea zice chiar comună. Acolo avem internet, avem duș, avem cinematograf, stai să vedem dacă avem duș. Da, de fapt, mai ne spălăm, ne spălăm. Deja ne-am obișnuit, dacă mai e ciudat. Adică... Au trecut doar 2-3 zile de când, sau 3 zile de când n-am mai spălat, deci... Faceam în prima o săptămână, mă, normal. Așa că ar fi ciudat acum. În 4 ore ar trebui să ajungem. Traseul e destul de ușurel, pentru că e drept și doar cobor în linaș, în vale. Nu e nimic greu, acum e de relaxare traseul ăsta. Da, mă, jos polarul ăla. Deci de vreo 15 zile? 15 minute 20. Am prins 4G. Așa că stă numai pe telefon și nu am văzut drumul pe unde merg. Evident, ca să dăm familiilor mesaje că suntem bine, că suntem sănătoși, nu ca să stăm pe Facebook și Insta. Nu-i așa, George? Acum, pentru noroc. Ce noroc? La final, noroc. Am pierdut o episiune, l-am pierdut. Când am venit în Namche dus, mi se părea așa, un sătuc, nimic impresionant. Acum, civilizație, internet, lumini, îți vine să pup tot. Nu știam să apreciem. Acum apreciem mai mult. Cât e gen că e ieftină. Apă la 100 de rupii. De la 500 la 100. La 20 de lei litru de apă. La 4 lei? 4 lei. Am ajuns în Namche. Civilizație. Așa arată civilizație. Cărniță. Da, în seara asta băgând carne numai. De o lună de când suntem în India și Nepal, n-am băut cafea. Carne cred că am mâncat, am avut vreo 6 mese maxim. Și în ultimul rând n-am băut o bere, mă, puțin alcool n-am băut de o lună de zile. Păi, gata, vezi, face hinduismul ăsta, budismul ăsta de noi. Care împinge lumea la non-violență, la să nu mănânce carne. E un alt stil de viață. Da, dar astăzi... Vreau o cărniță, dar nu mai pot. Băi, nu știu, astăzi și pentru că ieri am avut o zi grea și pentru că astăzi face și 10 ani de relație, astăzi ne facem toate poftele. Problem, carne, mici, bere, muștar. Mici de iar. Pentru că ziua noastră nu mai stă la 4 dolari. Stă la 25. Avem baie și avem și uite ce cameră. Iar la banii ăștia, nu doar că ai priveliște și cameră mare. Așa. Îți dau hârtie igienică inclusă. Și marea surpriză. Așa. Salteaua e încălzită. Wow. La mulți ani nouă. 25 de dolari. Te simți vinovată că dai banii ăștia. Și mâncare și așa suntem în afara bugetului, Mircea. Și că facem 10 ani, nu? Da, dar putem să-i facem oriunde, ce contează? Cărniță. Cărniță, porc și iac. Dar tu chocolate cake cu un expres. Ce gust are cafeaua după lună? De cafea. Micile plăceri ale vieții, nu? Atât de mare totuși. Mergem să bem tongba și să facem rost de dronă înapoi.
Ia uite aici, unde e siguranța maximă. Aici, la vărul lui, înăuntru, o să bem cel mai homemade, cel mai făcut de casă, tocba. În frigiderul lor de aici e mai mult, cred că, cutie de depozitare, că deja e frig. Partea aia au un grilaj, adică intră aerul direct, nu că... Hai că ține ceva. Am poate nu aici. Băi, aici pe pat. Crezi că dorm? Aici e butoiul. Deci ăsta este... Milet? Mei? Boască. A, boască, da. Asta să fermenteze. Ce gust are. Păi, cred că au fermentat puțin ele. Un pic de rășină, așa. Și acum ne pune apă fiartă. O lăsăm după aceea câteva minute să... De fapt, e un ceai alcoolizat. E o infuzie de mei fermentat. Da. Foarte. Specific se cheamă Tongba. Tongba. Are gust de vin. Un pic. Vinul tati. Ăla bun. Și apoi când ne se terminăm băutura asta, mai reumplem cu apă. Deci are o alcoolemie mai mică decât berea, deci 2-3-4%. Și aici face noi ce am mai mâncat, momos. Mie îmi plac mai mult momosurile lor, un fel de dumplings, sau cum ți aduci dumplings? Nu știu, alea de la polonezi. De la polonezi sau de la chinezi? Uh-huh. Adică ele fac chiar mult mai bune. Am mâncat excursia asta de multe ori, atât fierte cât și prăjite, și chiar au fost bune. Mă asigur că lumea doarme aici și l-am întrebat, mă, lumea chiar doarme, cu toate că sunt paturi, știi? Dar văzusem gratiile alea acolo care erau fără geam și îl întrebasem, sigur doarme numai pe aici? Și mi-a zis că da. Coming here for the tourist, right? Yes. The season is closed. They go back in their hometown, yes, and doing agriculture. Total owners are living in Kathmandu, mm-hmm, and look like. Mm-hmm. So what is the temperature in Kathmandu in the winter? 5-6 degrees? Yeah, degrees. Not minus. De ce te-ai veselit așa? Așa că e bun. A, te bucuri că e ziua noastră, nu? Uite, n-am avut șampanie, dar... Am plăcut așa, mă. Mâine cred că o să avem rău de altitudine, mâine dimineață. Care sunt simptomele răului de înălțime? Durere de cap, vom... Aha, aha. Și amețeli, nu? Da, trebuie să învârte așa camera cu tine. La ce munți frumoși erau înainte, acum nu mai nimic. S-a pus ceață, s-a pus frigălău. Civilizație, parcă caut ceva de făcut, știi? A, nu pot să stau în hotel și să nu fac nimic, să mă relaxez. Dacă eram sus acolo, dam o carte, mai dădeam un șah. Da, nu, că așa, la dus nu căutam când am venit în coace. Nu, eram setați, trase. Acum, asta e wild! Hai să facem ceva, să bem, să petrecem. One. Ne punem la un film aici, n-am găsit IPA, ne punem la opere joci. Bine. Two glasses. Ne punem la opere roșie dacă n-am găsit IPA. Ne uităm la un film, despre ce ar fi putut să fie excursia noastră. Dar... am zis că trebuie să fim comozi. La mulți ani, Evi. Bine meritata ciocolată caldă cu rom de la prânz. Prânz spre seară chiar. Am luat cina și acum ne ducem către live music. Da? Uite, hai că am mai prins muzică. Dar acum e de surdină. Să vedem dacă mai prinde și muzică live. Și care ar fi cel mai înalt loc de muzică live, crezi? Cel mai înalt loc. Cel mai loc înalt. Knock, knock, knocking on heaven's door. Nu sună rău deloc. Poate au probleme cu altitudinea, știi, au destul oxigen și atunci dați în ritmul puțin mai jos. Ia uite, mă, ce dobrică mă fac capătul, mă, ce dobrică. Trei trecători.
prima zi. Cobor de la 3400 la 2600. 2800. Am început ziua cu un mic dejun cu mult zahăr. Deci prăjituri. ieri după ce ne-am luat cafeaua și brownie-ul, ne-am mai dus și ne-am mai luat încă două prăjituri. Astăzi de dimineață încă 3 prăjituri. Când am fost în Gokyo, cred că am mâncat vreo 4 prăjituri. Nu știu de unde e dependența asta de zahăr dintr-o dată. Poate că am luat o pauză, știi că la un moment dat am mâncat numai paste. Dar și astea au zahăr, teoretic. Ieri mi-am luat numai ciocolată caldă cu rom. Asta am fost. Alcoolici. Am început cu o bere, am văzut că nu merge berea. Și apoi ciocolata caldă cu rom a mers bine, a? Da, da, da. Cu familia din față, trei copii de, nu știu. Gălăgioși. Cu ăștia ne-am întâlnit la dus, cu ăștia ne-am întâlnit la întors. Trei copii de 6, 8 și 12, ceva de genul. Gata, ne-am întors aici. A, deja am ajuns? Wow, ce repede. Da, față de urcare, nu? Da. Ultima dată pe podul ăsta foarte înalt, care se mișcă din toți rărunchii. Dar nu vreau să mă grăbesc. Mi-e frică. Bă, deci se mișcă podul ăsta. Știi care e dilema mea acum? Dacă să fac noi filmări, acum la întoarcere, pe drumul ăsta comun, sau să folosesc filmarea principală și să o pun pe reverse. Ok. Filmarea principală și să o pun pe reverse. Vrei să știi cine sunt adevărații eroi din Everest? Adevărații eroi? Ei sunt adevărații eroi. Cei care ne aduc hârtia igienică pentru posterioarele noastre fine. Ne tot depășesc oameni care sunt la maraton astăzi. Pentru maratoniști ăștia, nici măcar n-au ajuns de 5.000, s-au dus până la 4.100. Ca să mai zic de ghiozdănele. Au niște ghiozdănele, zici că sunt fetițe de clasa 1 care se duc la școală cu ghiozdănelele alea micuțe. Hai mă lași! Și 6 zile, pe bune, noi stăm de 20 de zile pe maratonele astea. Și ce ghiozdan avem noi? Și nu doar atât, dar ce avem eu, de exemplu, doar pentru că mi era prea ușor acest maraton, am cărat și o dronă. Georgiana, de exemplu, și-a cărat machiajul. Da? Machiaj. Skin care, scuze, pe acolo, știi? Am cărat mai multe șosete și tricouri decât îmi trebuia, doar așa ca să mi se pară mai greu țaseul. Era prea ușor altfel, știi? Chiar m-am dus cu două scurații. Am dat o singură pereche. Că dacă îi schimb de pe o parte și pe cealaltă foarte des, s-a erisesc, da. Da, s-au și întărit puțin, nu? Noi suntem adevărați maratoniști. Am pus aia ca să nu-l plouă, că nu mai avea pelerina de ploaie. Nu, e să nu-mi bată soarele. Nu are mușcări acum, că prima noapte am dormit într-un sat de pe aici și m-a prins că-i frig. De aceea am îndurat mai sus pe la 5.000. Nici măcar nu îngheța apa, da, în cameră. I heard that there are snow leopards. Yeah? Yeah? Yeah, I heard also, but I did not see. I saw in Makalugorun National Park. M-am întrebat acasă dacă ne oprim aici pentru prânz. Am zis că nu, dacă ne-am văzut bakery, am zis gata, luăm două croissante. Unul cu brânză, unul cu ciocolată. Ia dintr-o față, pui. Unde crezi că se trage? Privat de croasante când eram mic. Avem încă o oră jumătate până în Lucla, aeroportul de unde o să ne întoarcem. Și m-am pus pe vândut. Am văzut deja un băț cu prețul pe care deja l-am cumpărat. Mai am încă 3 bețe, să văd. Deci am văzut cele 3 bețe foarte rapid. Mai avem termosul, e lovit. Da, mai aveam ceai, îl vindeam cu ceai, mă. Cos de bani. Cine... Da, deci sunt banii de bere din seara asta. Mă,
am cumpărat cu 1500 sau 1300 și am vândut cu 800. Adică nu, era și lovit termosul. Eu zic că am putut afacere bună. E win-win. După ce am vândut echipamentele, ne-am rămas doar sacii de dormit pe care am închiriat. Dacă se trage în linie, pe echipament, bețe, termos, poane și saci de dormit, am dat 35 de dolari amândoi. Pentru 20 de zile. Terminam maratonul. Am ajuns după 19 zile de unde am plecat. Și bucata asta ultima, parcă era intenționat pus să urci, să mori pe final. A fost foarte drăguț. Și greu. Și greu. Dar s-a terminat. Hai să bem. Să bem o IPA. Bem o IPA dacă găsim aici la Irish Pub. Facem acum că ni s-a terminat excursia. E ca maleaua Georgi. Încheiem excursia, acum am terminat-o cu cel mai periculos aeroport, dar acum cred că la decolare e mai sigur. Cum ți s-a părut? Greu. Dar fizic sau și doar mental? Greu că n-ai confort 20 de zile. Da. Prea mult. Prea multe zile fără confort, fără apă caldă, fără căldură, frig, ghiozdanul greu. La mine, hai să zic că fizic a fost doar câteva zile greu, mai mult. Am avut niște contracturi urâte care, da, într-adevăr, a fost greu la un moment dat. Dar mai mult a fost și mentalul. La două săptămâni după ce am început excursia, efectiv, voiam să mă duc într-un confort și nu mă mai bucuram atât de mult de peisaj. Deci cred că excursia asta, cel mai mișto ar fi fost dacă era de două săptămâni, unde trei. Costuri. Cât am dat? 6.000 de rupii cam pe zi? Ce înseamnă undeva la 50 de dolari pe zi pentru amândoi, persoane. Pentru două cazare persoane. Cazare și mâncare. Cam 3.000 de dolari. Fără avioane, fără avioane până în Nepal. Să zic că am fi putut salva 1.000 de dolari, care a fost ghidul cu transportul lui, cazarea lui. Deci mai ieftin de 2.000 de dolari nu cred că ai cum să ieși. A fost frumos, a fost greu. Ai mai face asta? Acum câteva zile aș fi zis total nou. Da. Poate în sezonul de aprilie-mai. Ceva mai scurt. Ceva mai scurt, să mai facem un țeasă. Poate am anasul cum am vrut inițial sau Annapurna. Acum urmează... Și după aia mergem la Mondoia. Dar sper că acolo sunt încălzite camerele. Gemenasia, over and out.